În momentul când veți da ochii cu mine și eu voi fi în Consiliul Local, dumneata, eu, Laura Iuseien, trebuie să-mi răspund la aceste întrebări. Și o facem cu presă, ca la carte, ca să vadă brăilenii pe cine au votat și pe cine a susținut 8 ani de zile. Pentru că le-ați spălat creierii. I-ați spălat creierii, i-ați adus, de nu mai știu cum îi cheamă, ați adus Brăila un dezastru, ați făcut din Brăila un dezastru. Ați gonit 50.000 de brăileni din Brăila, i-ați gonit și muncesc prin, pe afară. Asta ați făcut, domnule primar. Deci am 10 întrebări pe care vreau să vi le pun. Știu că nu voi primi răspuns curând, dar vreau să rămân aceste întrebări, pentru că dumneata, eu n-am să te las până când n-ai să-mi răspuns la ele. Prin intermediul presei, face-to-face, o să găsim o variantă în care am să te oblig să răspunzi la aceste întrebări. De ce nu ne oprește niciun vapor de pasageri care trece pe Dunăre în dreptul orașului Brăila? Imediat vă spun. De ce avem unul dintre cele mai mari prețuri la apa potabilă din România și câți angajați de la CUP Dunărea sunt cu carnet PSD? De ce ați dublat tariful de colectare a gunoiului într-un singur an prin două hotărâri inițiate de dumneavoastră, dacă niciun leu din această mărire nu a ajuns la operatorul de salubritate? Ce ați făcut cu peste 8 milioane de lei încasați în plus doar de la companiile din Brăila? De ce nicio stradă din Brăila nu corespunde din punct de vedere tehnic și estetic și absolut toate au gropi, cratere și denivelări? De ce calitatea asfaltului turnat este atât de proastă încât de la un an la altul trebuie să reasfaltați? De ce al doilea cel mai mare centru istoric din România, cel de la Brăila, este în ruină și arată extrem de dezastruos? De ce nu ați făcut nimic pentru istoria și cultura arhitectonică a orașului nostru? De ce nu ați făcut expertize tehnice pentru clădirile primăriei în care sunt educați copiii brăilenilor? Școli, licee, creșe, grădinițe din centrul istoric. Puteți garanta dumneavoastră că liceele Bălcescu, Murcoci, Iorga, Economic și Liceul de Artă nu sunt în aceeași situație ca și corpul B al liceului de artă, adică nu pot fi reabilitate și doar demolate și reconstruite? De ce în niciun spital din Brăila nu avem nicio sală de operație conform standardelor și normelor europene de camere curate? Cine își asumă morțile brăilenilor care au survenit din infecțiile nosocomiale din spitalele brăilene? De ce a crescut tariful de închiriere a tarabelor din Brăila în condițiile în care calitatea serviciilor și curățenia piețelor sunt aceleași din perioada comunismului? De ce nu permiteți accesul copiilor în sălile de sport ale liceelor pentru desfășurarea activităților sportive și culturale? De ce nu aveți în proiectele dumneavoastră și strategii pentru dezvoltarea sporturilor de masă și nici pentru tineret? Orașul Brăila nu are o viziune și o strategie de dezvoltare urbanistică și arhitecturală și lasă impresia că totul este un haos și neguvernat. De ce nu ați concediat arhitectul orașului și de ce nu ați angajat un city manager? Domnule primar, eu sper din 9 iunie să fiți fostul primar. Eu nu vă las până când nu o să-mi răspundeți public la aceste întrebări. Dacă aveți demnitatea și onoarea în dumneavoastră ca om și aveți respect față de brăileni,
vă rog din suflet să o faceți. Pentru că oamenii ăștia au nevoie de aceste răspunsuri. Este inadmisibil în ce hal ați adus Brăila în 8 ani de zile. Deci eu n-am să vă las până când o să-mi răspundeți la aceste întrebări. Pe lângă astea 10 întrebări, cu siguranță aș mai avea probabil 100. Da, probabil că trebuie să stau vreo noapte întreagă ca să mă gândesc să vă pun întrebări. Astea 10 pentru mine sunt suficient și cred că și brăilenii, dacă dumneavoastră le răspundeți la aceste 10 întrebări, vor avea răspunsurile care toată lumea și toți brăilenii se întreabă de ce, de ce, de ce, de ce. În ultimii 8 ani, sub conducerea dumneavoastră, orașul Brăila a evoluat. Nu a evoluat. Doar s-a degradat. Dacă nu sunteți capabili să administrați un oraș care are potențial uriaș de dezvoltare, de ce nu v-ați dat demisia cu o responsabilitate? Că este o responsabilitate prea grea pentru dumneavoastră. Eu asta v-am perceput. Așa v-am perceput că este o responsabilitate prea grea pentru dumneavoastră. Că ați adus Brăila în sapă de lemn. Asta ați făcut. Brăilenii, ați adus în sapă de lemn. N-ați făcut nimic. Astea sunt cele 10 întrebări și acum, pentru că sunteți pe lista mea, pe lista rușinii, vreau să vă cer demisia. Și să vă spun de ce. Să vă dau și argumentele. Eu dacă aș fi în locul dumneavoastră și aș avea onoare, aș face-o, domnule primar. Deci, vă cer demisia pentru dezastru economic, social și urbanistic în care ați adus orașul Brăila. Pentru crearea fenomenului Brăila, analizat și cercetat la nivelul Uniunii Europene, considerată cea mai mare depopulare a unui oraș din Europa pe timp de pace. Pentru gonirea din orașul Brăila a 50.000 de brăileni în țară și în străinătate în ultimii 8 ani. Pentru transformarea orașului Brăila în orașul morții, unde raportul decese nașterii 2-1, singurul din Uniunea Europeană. Pentru că nu ați explicat cetățenilor de ce ați dublat tariful la gunoiul colectat de la persoanele fizice și de la firmele din Brăila și nu ați livrat banii, că iarăși revin. De ce? De ce? De ce? Ce ați făcut cu banii brăilenilor? Pentru că ați solicitat și ați implementat dubla taxare pentru IMM-urile cu sediul social la adresa de domiciliu. Și pentru că cel mai mare preț la apă din România este în Brăila. Îi taxați și apa de ploaie când nu plouă. Domnule primar, pentru toate astea vreau să aveți onoarea să vă dați demisia. Ați nenorocit acest oraș. L-ați adus într-o stare, nici nu-mi găsesc cuvintele, din respect pentru dumneavoastră, pentru că vreau să fiu doamnă și să rămân la nivelul acesta de doamnă.